Salutare, omule drag, și bine te-am regăsit la o nouă citire în tarot. Eu sunt Cristiana, iar în citirea de astăzi am să-ți ofer îndrumarea lunii septembrie pentru zodia Gemeni. Începem metalarea de astăzi cu energia pe care trebuie să pui atenția în luna septembrie. Iar această energie vine din partea îngerilor. Timpul sau momentul potrivit. Luna septembrie este momentul perfect ca tu să acționezi asupra lucrurilor care te inspiră și pasionează. Ușile sunt deschise și nu întârzia sau procrastina, pentru că toate ingredientele sunt pregătite pentru succes. Totul și toată lumea este de partea ta, susținându-ți rezultatul pe care tu îl dorești să-l primești. Oferă și primește. Întregul univers operează în cicluri similare cu inhalarea și cu respirația. Inspir și expir. Doar când expiri sau doar când inspiri, adică doar când oferi sau doar când primești, devii sau te conduci în afara ritmului universului. Învață echilibrul prin a înțelege că totul vine în timp divin, că trebuie și este important să oferi din tot sufletul pentru a primi în echilibru cu ceea ce oferi, ca ceea ce primești să rămână, să continue să apară în viața ta. Hai să vedem care este îndemnul. Simt cumva că ai pierdut răbdarea în anumite momente. Nu renunța, nu deveni nerăbdător, nu îți pierde speranța, pentru că toată frustrarea pe care o resimți în acest moment va veni cu foarte mult câștig pentru tine. Recompensa vine în vindecare. Însă, pentru a vindeca cu adevărat această energie prezentă aici, este important să înțelegi că nu trebuie să te opui, trebuie să accepti tot ceea ce pierzi sau tot ceea ce e impresia că pierzi pe parcurs, să-ți cunoști cu adevărat rolul pe care l-ai jucat în toată această energie și toată această situație, tot ceea ce a produs în patru de bâte, în poziție inversă, un oarecare dezechilibru pe care îl resimți. În luna septembrie, nu uita importanța lucrurilor simple, pentru că lucrurile simple sunt cele care cântăresc cel mai mult în adevăr. Nu te lăsa prins în dramă. Nu uita că puterea este la tine în fiecare moment. Nu te concentra, pentru că avem aici și regele de bâte în regele de monede, scuze, în poziție inversă. Nu te concentra doar pe bani sau chestii materiale, financiare, ci mai degrabă uită-te la situație dincolo de aparențe. Luna septembrie îți aduce semnele de care ai nevoie pentru a înțelege exact care sunt pașii următori pe care tu trebuie să-i urmezi. Asta înseamnă să-ți menții mintea deschisă, să continui să visezi la dorințele, la visele tale, da? Să-ți menții inima deschisă pentru a primi și să înțelegi magia sincronicităților prezente în viața ta. De asemenea, luna septembrie te îndeamnă să sapi în trecutul tău. Avem aici puznicul și șase de cupe.
să sapi în trecutul tău pentru a putea profita la maxim de aceste momente ce vor veni în septembrie pentru tine. Analizează, introspectează și cu răbdare continuă să mergi înainte. Da? Pașii tăi par foarte mici, însă ei sunt tot ceea ce trebuie în acest moment. Ai posibilitatea să echilibrezi în sfârșit balanța, da? Iar cu răbdare vei ajunge acolo, la momentul potrivit să poți echilibra balanța. Concentrarea ta în luna septembrie este asupra intențiilor tale, asupra lucrurilor care te inspiră, asupra a ceea ce trezește în tine creativitate. Sfatul Universului îți spune că atunci când te concentrezi asupra luminii tale interioare, vei avea posibilitatea cu adevărat să vezi lumea ce te înconjoară prin lentilele iubirii, prin ochii sufletului tău, prin lumina ce este în tine în fiecare moment. Iar al doilea mesaj îți spune că atunci când ești în aliniament cu iubirea Universului, pacea ta nu poate fi deranjată, nu poate fi întreruptă, nu poate fi clintită. Trebuie să te concentrezi pe conexiunea pe care o ai cu sufletul tău, cu spiritul tău, cu energia ta, cu energia a tot ceea ce ne înconjoară. Atunci când ești în aliniament cu iubirea, tot ceea ce vine în viața ta va fi în beneficiul tău. Te va ajuta să-ți menții pacea, te va ajuta să continui să trăiești în echilibru, indiferent de ce fel de provocări vor apărea în calea ta. Am și o afirmație pentru tine în luna septembrie pe care te rog să o folosești în fiecare zi. Am încredere în înțelepciunea mea interioară. Pe măsură ce îmi desfășor activitățile, îmi ascult călăuzirea interioară. Intuiția mea este întotdeauna de partea mea. Am încredere că ea este cu mine mereu. Sunt în siguranță. Îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la final. Eu am fost Cristiana și aș aprecia dacă apeși butonul de like și lași un comentariu cu un emoticon. În felul acesta arăt susținere către acest material, dar și cele următoare. Până în videoul următor, îți doresc să fii atent la sincronicitățile, semnele prezente în fiecare moment din viața ta și să-ți urmezi calea destinului tău prin a-ți asculta intuiția, adică vocea sufletului tău.